Ai perspective mai mult. Talentată. Da. E foarte potrivit ca să ne bucurăm și pentru realizările noastre sociale în perioada de bucurie spirituală. Nu ne deranjează cu nimic dacă sărbătorile noastre sunt încununate și de alte manifestări culturale sau populare, chiar și cu implicație socială. Pentru inițiativa și pentru lucrarea pe care domnul primar a făcut-o din partea noastră, dorim să-i acordăm o cinstire legată de Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei. Aș vrea să vă spun numai atât. Dacă ne gândim numai la cele 300 de școli pe care le-a făcut el, erau 800 în vremea lui, susținute de biserică. Dacă ne gândim la ceea ce a lăsat în urma noastră, la cea moștenire, noi vă acordăm această cinstire pentru ca în semn de prețuire, dar în același timp și de binecuvântare și de provocare pentru mai multe. Dacă ne uităm în biserica aceasta și o vedem, puțin ne dăm seama cum a fost făcută, când a fost făcută și câte complicații, să nu zic implicații. Și implicații, dar și complicații. Dar a biruit credința. Mai e nevoie și de alte biserici. Și am vrea să facem împreună o provocare cu voi. Să facem, să facem o biserică nouă. Și știți unde trebuie. Că s-a început o inițiativă și s-a oprit și acum se poate începe și mai bine cu contribuția tuturor. Eu rog pe Părintele Protopop să citească actul acesta, este emis de noi și o să-l citesc eu. Și atunci o să vin ofer. Mitropolia Ardealului și Mitropolia Ardealului Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Sibiului, Cabinetul Mitropolitului. Numărul 1180 din 19 mai 2013. Ascultăm cuvintele de laudă ale Sfântului Apostol Pavel. Mărire, cinste și pace oricui face bine. Romani 2:10. Și îndemnul său, ca fiecare dintre noi să caute să placă aproapelui său la ce este bine spre zidire. Romanii 15:2. În baza prerogativelor conferite nouă de statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române și de hotărârile adunării ca semn al prețuirii și binecuvântării noastre, acordăm Ordinul Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei, domnului Cătălin George Munteanu, primarul municipiului Cot. Pentru binecuvântarea acordată pentru această festivitate, noi am cerut totdeauna când invităm oaspeți din afară, am cerut binecuvântarea pentru patriarh.